Salutare, eu sunt Regina și azi voi pregăti tortul Kiev. Pentru aceasta mărunțim cu ajutorul robotului de bucătărie 180 de grame de nuci caju. În prealabil am uscat puțin nucile pe tigaie. Le punem într-un bol, adăugăm 50 de grame de făină și 40 de grame de zahăr. Amestecăm puțin cu lingura și lăsăm bolul deocamdată la o parte. Pentru blat avem nevoie de 6 albușuri de ou. Pentru această rețetă, albușurile trebuie să stea la temperatura camerei 24 de ore. Dacă nu aveți timp, puteți folosi și albușuri proaspete. Mixăm albușurile și adăugăm un praf de sare. Treptat încorporăm 180 de grame de zahăr, și o linguriță de zeamă de lămâie. Mixăm până obținem o bezea tare și lucioasă. Bezeaua trebuie să fie fermă încât să nu cadă din bol. Treptat încorporăm amestecul de nuci, făină și zahăr. Din această bezea vom pregăti două blaturi. Eu nu am avut două forme egale, așa că am improvizat un inel din folie de aluminiu. Diametrul blaturilor va fi de 18 cm. Aparte, voi pune 2-3 linguri de bezea, pe care ulterior o voi folosi ca decor. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la temperatura de 120 de grade Celsius pentru aproximativ 2 ore. După ce s-au copt blaturile, se recomandă să le lăsați la temperatura camerei pentru o zi. Pentru cremă, turnăm într-un bol 120 de grame de zahăr, 2 gălbenușuri de ou și 170 de ml de lapte. Amestecăm cutelul până se omogenizează și strecurăm printr-o sită într-un vas cu fundul gros. Punem cratița la foc mediu și amestecăm în continuu. Din momentul fierberii, ținem cratița la foc timp de 2 minute. Acesta va fi siropul pentru cremă. Îl turnăm într-un bol, îl acoperim cu folie alimentară și îl lăsăm la răcorit la temperatura camerei. După ce s-a răcorit siropul, mixăm 250 de grame de unt la temperatura camerei. Treptat încorporăm siropul. Acestea trebuie să fie de aceeași temperatură.
Crema este gata. Aproximativ o treime din cremă o punem în alt bol. Cernem peste ea o lingură de cacao. Două, trei linguri din crema albă o pun într-un poș și o voi folosi ca decor. E timpul să asamblăm tortul. Peste primul blat pun toată crema albă. Pun deasupra al doilea blat și nivelez tortul cu crema de cacao. Cu ajutorul robotului de bucătărie, mărunțesc cele trei linguri de bezea. Decorați tortul la dorință. Tortul este gata, așa că îl lăsăm la temperatura camerei timp de 2 ore, apoi îl dăm în frigider peste noapte. Poftă bună!